Bun, deci vă salut pe toți frățiorii și frățioarele și suriorii și surioarele mele. Și bine v-am regăsit la un nou episod, băieți, pe care iese tot astăzi, al treilea episod pe ziua de astăzi. Și anume, băieți, prezentarea noului update, partea a doua. De ce partea a doua? Pentru că, cum am promis în partea întâi, dacă am omis ceva lucruri, o să le spun în partea a doua. Adică, da, am uitat să vă arăt niște chestii super șmechere, super importante din punctul meu de vedere. Și tocmai de asta am hotărât să facem o parte a doua, băieți. Bun. Înainte să începem, vreau să vă rog din suflet, pentru că, failei, de dimineață mă tot chinui cu update-ul. M-am chinuit să găsesc link-ul să fac toate nebuniile astea. Vreau să vă zic în primul rând că aveți în descriere un link de download pentru noul update beta. Dar ideea e în felul următor, băieți. Linkul din descriere are un update, numai că nu are, cum să vă zic, nu are bani nelimitați, nu are chestii de astea nelimitate. Puteți să mai verificați din când în când, pentru că el o să se updateze singur înainte să fac eu clip. Dar pe lângă treaba asta, mâine cel târziu, sau poate chiar în dimineața asta, pentru că imediat ce apare linkul cel bun, o să facă fratele vostru clip. Stați să beau o gură de apă că nu mai pot. Deci, băieți, cum am zis, aveți în descriere un link pentru noul update, care are noul update, dar n-are bani, n-are chestii nelimitate, n-are așa, dar ăla o să se updateze, cum voiam să zic. Verificați-l din când în când ca să fiți primii care luați modul de la acest update. Și de asemenea, stați cu ochii pe canal, aprindeți clopoțelul, pentru că fratele vostru pregătește un clip special. Adică gen un clip dedicat pentru treaba asta, în care o să vă dau noul update, o să vă arăt cum are totul nelimitat și toate nebuniile. Stați cu ochii pe canal pentru că urmează cât de curând, băieți. Bun. Și acum să trecem la clipul propriu zis. În clipul trecut v-am rugat pe voi să-mi spuneți ce mașină este asta ca să nu greșesc. Și am aflat că este un BMW M4, da, M4 este, nu? Da. BMW M4 Competition 2021. Competition, nu știu sigur dacă e Competition, dar așa am citit eu pe acolo. Stați așa că încerc să fac aici o șmecherie, dar nu reușesc. Deci, cum am zis, este un BMW M4, băieți, ca idee, așa, 2021. Și, da, cealaltă mașină, a doua mașină, este o Toyota Supra, model nou 2021. Iar ultima mașină, am știut și noi ce este, este o Toyota Velfire, băieți. Bun, o chestie mega importantă pe care trebuie să vă arăt, uitați-vă la cer, vedeți că este întuneric, probabil mulți dintre voi ca și mine vă întrebați, bă, cum e posibil așa ceva? Ei bine, băieți, stați așa că am greșit butonul. Mergem la setări, deci stați așa să vă pun să vedeți și voi. La setări, băieți, ați văzut acolo rotița aia, adică știți foarte bine mulți dintre voi, majoritatea. La grafică, băieți, avem două opțiuni de selectat. Skybox 2, care înseamnă întuneric. Foarte tare treaba asta, gen putem să facem întuneric sau lumină pe noul update. Sau Skybox 1, care aparent nu se bifează și este zi, băieți. Deci, efectiv, voi dictați dacă este zi sau noapte pe jocul vostru. Mi se pare o chestie super mega tare. Am prezis, dacă vă uitați la clipurile din urmă, că se va întâmpla treaba asta. Puțin cu întârziere, dacă mă întrebați pe mine, dar totuși, până la urmă s-a întâmplat și ceea, un lucru care este foarte important. Deci, haideți să mai punem o dată. Noapte, efectiv întuneric peste tot. Hai să ne uităm în partea asta. Și zi, băieți. Și zi. E foarte, foarte forță, fraților. Foarte, foarte forță. Bun. Hai să lăsăm totuși pe noapte, pentru că până acum am avut numai zi, n-am făcut pe noapte niciodată. Așa că hai să lăsăm pe noapte și să vă mai arăt o chestie momentan. Deci asta o să vă arăt, dar vă zic acum. Mașina o puteți murdări, băieți. Gen, cum o vedeți acum că e curată, puteți să o și murdăriți. De exemplu, hai să o bușim. Bang, să o bușim mai tare, fraților, zic și eu. Să o bușim sănătos ca să vedeți despre ce vorbesc. Ia să intrăm în peretele ăsta așa. Bun. Hai că am bușit-o destul de tare. Ok. Deci vedeți, este lovită mașina.
O ducem aici frumos la service, băieți. Deci aici este serviceul office. Stați așa că nu-mi place, nu prea îmi place ce se întâmplă aici. Așa. Mergem să o reparăm. Zang, am reparat-o. Așa. Ar trebui să fie murdar acum. Dar nu este, băieți. Lasă că mergem prin noroi. Asta e șmecheria, că poți să murdărești mașina, băieți. Mergem la tire. Poate aici ne... se murdărește. Ia să vedem. S-a murdărit? Nu s-a murdărit. Dar mă rog, asta e ideea, gen, puteți să murdăriți mașina dacă mergeți prin noroi prin ăstea, ceea ce mi se pare destul de tare. Iar aici, fraților, piesa de rezistență a acestui update este o spălătorie, băieți. Deci stați să vedeți, stați să vedeți pe ce vorbesc. Intrăm frumos, mergem aici și s-ar putea să fie curată mașina noastră. Deci zice că mașina e curată, dar dacă era murdară ne-o spăla. Hai să mergem, să mergem prin noroi să vedem, poate o murdărim. Ops, am lovit o leacă. Hai să mergem prin noroi, băieți, să o murdărim puțin ca să ne-o spălăm, să vedem ce se întâmplă. Cred că pe aici este ok. Ia. No, 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 ne-am dus. Și ne-am dus, băieți. Trebuie să... așa. Hai să ne întoarcem pe acolo. Stați așa, că, stați așa că nu pot să mor, fraților. Deci am și lovit-o, am și așa. Bă, ești nebun la cap. Așa. Deci am mers prin noroi, fraților, mergem prin noroi și ar trebui să se murdărească mașina ca să o putem spăla, fraților. Așa. Să îi luăm și pe aici prin boscheți. Hai că n-avem cum să nu murdărim. Bun, deci aparent este lovită. Hai să o reparăm. S-ar putea să fie și murdar după ce o reparăm. Așa sper. Ok, s-a reparat? Da, dar murdară tot nu este. Aba da. Sau? Nici nu-mi dau seama, băieți, haideți să vedem dacă ne-o spală. Aha, ia uitați, fraților, deci totuși ne-am murdărit o leacă. Deci ne spală mașina în spălătorie, băieți. Dar nu ne-a reparat-o, sau am stricat-o iar. Da, asta e foarte forță treaba asta. Bă, și mai erau niște chestii, pe multiplayer, am impresia. Trebuie să intrăm și acolo să vedem. Sper că v-am arătat-o. Deci ca să vedeți pe hartă unde este spălătoria, în caz că vă întrebați, este pe orașul principal aici. E super la vedere. Să ne uităm și pe hartă. Totuși nu ne-am uitat dacă a băgat ceva nou, dar nu cred că au băgat ceva nou. Da, pare a fi totul ca de obicei. Greșeală, problemă tehnică, îmi pare rău, băieți. Nu știam ce s-a întâmplat. Eram... mi-a dat nasol, mi-a dat cu virgulă. Bun, și haideți să vedem acum, băieți, pe... cum îi spunem? Pe multiplayer. Pe multiplayer. Și nici nu știu dacă adică v-am zis data trecută de treaba asta din spate. Vedeți, când avem grafica mai mare, ne dă cu praf, cu destea, știți? Gen, furtună de nisip, ceva de genul ăsta. Ok, hai să-i dăm pe online game. City, start. Hai să vedem, băieți, ce se întâmplă aici. Connecting, ne conectăm. Ia uite. Așa. Așa, băieți. Bun, ia să vedem ce avem la setări aici. Graphics, Skybox 1, Skybox 2. Bun, am băgat să fie întuneric. Aparent aici avem o roată, dacă ați văzut-o. Ia uitați. A, nu, e un disc de frână. What the fuck. Așa. Și hai să vedem la băieți aici. Așa, vedeți aici la tot se arată rank-ul acum. Gen, e super șmecher. Și ce putem să-i facem? Putem să-i facem chestii în plus, aparent. Ce înseamnă asta? Putem să-i vedem profilul. Putem să-l raportăm. Putem să-i trimitem bani. Sau putem să facem schimb de mașini și astea. Asta ce înseamnă?
trebuie să poți să fii king rank. Gen, dacă ai cel mai mare rank. Wow, asta e tare, băieți. Deci, gen, dacă ai cel mai mare rank de pe server, dacă ai rankul cel mai mare de pe server, poți să dai kick. Poți să dai kick altor oameni. Ia ce zice asta. Dacă putem să-i vindem noul M4. Deci, bă, asta e super tare. Gen, dacă ai dacă ai rankul cel mai mare, poți să dai kick de pe server. Bă, chestia asta e șmecheră rău, mai ales asta cu rankul. E forță tare de tot. Și da, nu știam sigur, de-aia văd că așa sunt echipă ceva, că au aceeași mașină. Adică gen au ceva asemănător. Da, băieți, da, cam astea sunt chestiile pe care nu vi le-am zis în clipul trecut. Sper să vi le fi zis pe toate data asta. Sper că v-a plăcut clipul pe care vi l-a arătat fratele vostru. Stați repede cu ochii pe canal și pe linkurile din descriere, pentru că probabil vor fi două. Iar când apare modul APK, sunteți primii băieți cei mai forță de pe car parking, ești nebun, cei mai bombardieri din lume. V-a pupat fratele vostru, ne reauzim pe clipul următor, probabil mâine. Baftă, băieți!